Salutare, vă voi arăta în cele ce urmează cum puteți folosi la maximum banda de internet a conexiunii dumneavoastră. Pentru început, trebuie să aflăm ce conexiune avem. De aceea vom efectua câteva teste. În subsolul articolului în care vedeți acest clip, aveți link către această pagină pe care am mai prezentat-o și într-un alt articol. Acum trebuie să efectuăm câteva teste, preferabil 2 sau 3, pentru un rezultat mai precis. O să aleg prima oară acest test care presupune se dorește a fi pentru RDS, deși eu cred că toate acestea duc către același test. Efectuăm primul test. Așteptăm să vedem ce rezultate obținem. Și am obținut 147 de kilobits pe secund. Cum să vedem în al doilea test? Rezultatul este 132 de kilobits. Un al treilea test. Așteptăm rezultatele. Rezultatul este 136 de kilobits. Deci dacă ar fi să facem o medie, am avea 132, 136 și 147. Deci media ar fi pe la 137-138. Asta înseamnă puțin peste viteza unei linii închiriate, care este 128 de kilobiți. Un lucru pe care ar fi bine să știe toată lumea este că lărgimea de bandă se măsoară în kilobiți pe secundă, iar dimensiunea fișierelor este măsurată în kilobytes. Ce înseamnă asta? Păi, un byte conține 8 biți. Adică o grupare de 8 biți se numește byte. Asta presupune că dacă avem o conexiune de 147 de kilobiți, asta înseamnă că noi o vom simți ca și cum ar fi cu 18,44 kilobytes. Și asta doar pentru că un byte este egal cu 8 biți. Deci, practic, un bit este de 8 ori mai mic decât un byte. Acum că știm tipul conexiunii, vom folosi o mică aplicație din suita Advanced System Care, și anume Firefox TCP Optimizer, care ne va ajuta să configurăm atât browserul Firefox în cazul în care îl folosiți. Dacă nu, doar protocolul TCP. Prima rubrică, Auto Optimize. De aici putem selecta tipul conexiunii. Se pare că este setată pe 56 de kilobits sau mai puțin. Asta ar însemna că este setată la jumătate performanței. Cea mai apropiată valoare de cea pe care am obținut-o eu în urma testelor este aceasta, 128 de kilobits. Selectăm această opțiune. Bine, la dumneavoastră s-ar putea să fie altfel. Ar mai fi și up to 512 kilobits. Asta înseamnă că asta ar merge selectată în cazul în care ați avea o conexiune cu până la 512, dar diferența este foarte mare între 128 sau 130 cât am obținut eu și 512. Deci nu e indicat. În general, selectați valoarea cea mai apropiată de cea pe care ați obținut-o în urma testelor. Eu o să aleg 128 de kilobits și dau boost now. Acum se pare că mi-ar fi optimizat și browserul și protocolul, dar cazul Firefox, mai avem câteva posibilități de îmbunătățire. Avem performanța. Aici ar trebui să alegem un nivel în funcție de performanțele calculatorului și conexiunea.
Dacă avem un calculator cu un procesor ce depășește, a cărui frecvență depășește 3 GHz, ar însemna că avem un calculator rapid. A, și mai e și memoria. Trebuie să fie, memoria RAM să aibă mai, să fie cel puțin de 1 GB. Asta ar însemna că am avea un calculator rapid. Și avem calculator rapid, conexiune rapidă, calculator rapid, conexiune mai slabă și calculator rapid, conexiune foarte slabă sau slabă. O conexiune rapidă ar fi XDSL, cable sau mai bună de atât. În general, cred că o să fie slower sau slow. Procesorul meu nu are peste 3 GHz. Memoria, da, are 1 giga. Cred că o să selectez totuși Slow Computer, Slow Connection. Ladder Optimization. Nu prea avem ce schimba. La Useful Settings. Poate doar Optimize Firefox Memory Usage. Și dăm Apply. Ok. Protocolul TCP/IP. De fapt doar TCP. La Advanced Settings, aici nu prea avem ce schimba. General Settings. Aici ați putea bifa PPOE. Asta în cazul în care aveți conexiune de la RDS, să zicem, care folosește protocolul PPPOE. Și mai avem Connect Speed. Eu o să aleg de aici 144, pentru că e destul de apropiat de 136 cât am obținut eu. Și dau Apply. Și acum să vedem dacă s-a schimbat ceva. Cred că era bine totuși să vă fi arătat cum mi se încărcau paginile înainte. Și cum se încarcă acum. Să facem un mic test. Deși conexiunea nu este cea mai performantă, este chiar slabă, vedeți că pagina s-a încărcat aproape instantaneu. Deci conexiunea mea are practic 15 kilobytes pe secundă. Și, după cum vedeți, pagina se încarcă destul de repede. În principiu asta ar fi tot. Însă țineți seama și de faptul că dacă setați greșit, o să meargă mai greu.